cum ar trebui să reacționăm, mai ales în aceste momente dificile pentru noi toți, când războiul este atât de aproape de noi? Războiul cu scenele lui arată cât de puțin am dezvoltat la nivel de spiritualitate, la nivel de lume. Exact. De fapt, nu exista, nu putea să existe un astfel de război și nici pandemia prin care am trecut, dacă noi, bucată cu bucată, cum s-ar spune, pacient cu pacient, om cu om, aveam această chemare pentru dezvoltare spirituală, pentru că ajungeam la o conștiință mai înaltă și o persoană care are conștiință, o persoană foarte inteligentă, dar care are conștiință, nu poate alege calea războiului. Alege întotdeauna calea diplomatică, pacea. Pacea, da. Și există atâtea variante prin care poți obții tot felul de lucruri fără să fii agresor. Dar, în numele credinței, pentru că, de exemplu, popoarele care se bat sunt credincioase, știți, așa se spune, uitați că în numele credinței se duc și aceste lupte care nu sunt tocmai bune, mai ales că cele două popoare care se luptă au aceeași credință, deci cred în același Dumnezeu și aici este o mare conflict, în primul rând, pentru că este un război fraticid din acest punct de vedere. Și aici trebuie să vedem că de fapt există o mare, mare lipsă de spiritualitate de înalt nivel. Și noi ar trebui să vedem că acest îndemn către sănătate, către dezvoltare spirituală pe care îl face de 10 ani aici la televizor, la dumneavoastră, la Argeș TV, medicina holistică, lipsa acestui puneri în realitate acestui îndemn a dus la această stare de frică, iar această stare de frică a atras aceste evenimente, pentru că noi știți că atragem ceea ce simțim. Cu alte cuvinte, frica colectivă a atras scene de acest lucru, atrage războaie, atrage conflicte, atrage tot felul de situații cum au fost pandemia, de exemplu. În opinia dumneavoastră, care este punctul sensibil al ființei umane? Punctul sensibil este ego. Toate războaiele s-au dat datorită unei dizarmonii a ego-ului. Fie că persoanele respective, liderii respectivi erau orgolioși, fie că sunt niște persoane care vor să demonstreze, fie că folosesc momentele de forță, că războiul e un moment de forță pentru propaganda electorală, fie că fac acest lucru ca să câștige bani, pentru că cei mai buni bani se dezvoltă, se fac în timpul războaielor, de exemplu, atunci se vinde cel mai bine, se vând armele, deci armele și medicamentele sunt cele mai bine vândute produse, în general, se fac bani cu vânzarea de... În pandemie se fac bani, de exemplu, și în războaie se fac bani. Și atunci trebuie să vedeți că acele persoane care au un ego foarte disarmonic și care vor să se îmbogățească și vor să profite și nu au milă pentru pe seama cui fac acest lucru, sunt niște persoane cu niște ego-uri foarte disarmonice, adică minți bolnave.